Salut și bine v-am găsit la un nou video clip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 13, dacă mă înșel. Și astăzi am spus eu că o să-mi pun să fac o fermă, semi-fermă automată în zona de gheață. Nu? V-am explicat chestia asta în episodul anterior, cred că da. În fine, diferența între acum și episodul anterior e că am făcut rost de format C, este un yo-yo, cum vedeți, și e un yo-yo foarte, foarte bine, puternic, destul de puternic, hai să-l testăm. Ne-a picat de la Travel Merchant Trader DPS Meter, care ăsta ne arată aici frumos cât de meci dăm. Dacă ne dăm așa, dăm vreo 300, aproape 400. Ca accesori avem yo-yo bag, ca să se vadă, așa o să fie. Al vostru să atace numai așa, dacă n-aveți yo-yo bag-ul. Dacă aveți yo-yo bag-ul, o să iasă chestiile astea din voi și o să învârtă în continuare. Se face foarte ușor, adică două chestiile e de la un NPC care găsește și o să pământ, așa că da. Astăzi vreau să mergem în jungle, pentru că am făcut niște case în jungle. Bine, am făcut o casă mică aici în deșert, una în jungle, mică, și vreau să mergem la acel, sunt și asta mai în spate, la ăla, la zut, de la acesta, asta aici, Watch Doctor, bun, Witch Doctor, bun, și de la asta avem nevoie de niște chestii, avem nevoie de asta, putem să ne ducem, ceva. Ah, come on, ca sunt bun. Cred că o să ajung, că nu cred că ne trebuie mai multe. Așa că hai să mergem. Avem nevoie de 66, dacă nu mă înșel, de gold. Pentru, hai să luăm un command așa. Pentru a face ceva foarte interesant. Bine face, pentru a cumpăra. Atunci când e noapte și NPC-ul ăla este în jungle, NPC-ul ăla, nu dacă știți, dar există cartea asta. Aici, cartea asta vă arată toate NPC-urile, tot. Ei, și vedeți că aici în spate e jungle, the jungle. Înseamnă că NPC-ul ăla trăiește cel mai bine în jungle. Nu știu cum să zic așa. Așa, practic așa ar veni. Și noi asta o să încercăm, o să punem pe toți în biomul lor. De exemplu, aia de mecanic, o să vă arăt acum, trăiește în gheață, uite asta. Vezi? În snow, la snow, unde e rece. Așa îi place ei, e de kawaii, but dacă așa îi place, așa face. Bun, hai că am ajuns acum în deșert și o să înlocuim chestia asta, pentru că chestia asta ne ajută să sărim mai mult, să nu mai luăm falling damage și avem chestia asta. Bam, double jump asta. Doar că pe noi ne avantajează mai mult aripile. Așa că mergem aici la shop și vedem aici mai multe chestii, vă că Tiki Spirit, Equipment, ce? Increase your max number of minion. Știu la ce fost și chestia asta. Ok, până ne interesa să lift wings, așa că hai să luăm. Bun, punem în loc de ăsta, pentru că se merită, o să vedeți. Se merită, ne trebuie să și le încercăm să ne fie ceva bun. Dar costă mult și momentan n-am, vedeți câți bani avem, deci Witch Table, asta n-avem nevoie de crafting, nu, asta aș vrea să luăm, dar momentan nu. Bun, hai să mergem acasă. Am venit un pirat aparent, știu că vin piratul ăsta și o să ne vinde chestii interesante. În Kena, aparent, no, ok. Să spunem aici la accesori, am mai venit toată invazia de încă o dată când farmam eu off camera și vedeți că aici avem titanium furnace, deci farmam ceva. Deci o punem pe ăsta aici și ne-a picat coin, chestia asta, care ăsta zice atunci când îi lovim, nu știu cât mai mult, le dăm damage nu știu cât, cu atât momentul o să-mi dea gold, dar noi n-avem nevoie mult, deci hai să spunem așa. Și văd că s-a pus și dinamita, hai să vedem dacă putem să... Bun, așa e 6. Bun, așa, hai să vă arăt.
cât de bună e aripile. Gen, putem să zburăm. Și noi nu ne dăm falling damage dacă putem, pentru că avem aripile activate. Practic. Și este bun dacă stați să vă gândiți. Adică vedeți cât pot să zbură. O să vedeți că e mai util decât ăla. Deci, hai să mergem. Într-adevăr, nu puteți să sărim chiar de mult, deci va fi asta o singura chestie nașpa, dar e ok, eu zic că e ok. Bun, hai să mergem să facem chestia în partea de iarnă. Pentru că eu practic asta vreau să fac în episodul ăsta, vreau să mă ocup de iarnă și nu știu ce boare am urte aici, nu știu. În partea de iarnă, asta vreau să fac. Nu știu dacă ați văzut, dar ba, cred că m-am spus în episodul trecut că am început aici să fac un biom, încă un biom de ăsta, de hollow. Deci acolo va fi biomul nostru de hollow și trebuie să l-am extins până unde? Aha, până aici, ok. Sper să nu se extinde și pe aici. Sper, aici și aici vreau să fac casa la plajă. Pentru că da, sunt episoade care stau numai la plajă. Și o să vedeți de ce vreau să fac chestia asta. Și de ce n-am nicio problemă cu chestia asta, adică cam am, why not? Bun, vreau să fac bite-uri, toate bite-urile mele, pentru că folosesc stele. Vreau să fac pe toate, bun. Vreau să fac toate bombele sticky. Bun. Și vreau să mergem armina asta. Deci vreau să mergem jos. Vreau să mergem destul de jos. Deci hai să coborăm. Ok, acum sunt îndeajuns de jos. Doar că vreau o porțiune mai, nu știu cum să zic, mai ok. Uite că zona asta, deci asta de aici va fi. Deci hai să începem să facem o formă mică, 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 mică. Deci, facem pe aici, vedeți că avem o cranium drill, care e sparge foarte rapid, dar are range-ul minus un range. Practic eu dacă stau aici nu pot să sparg. A, bă, da. Dar gen, dacă stau aici nu pot să sparg. Bă, la. Nu știu care e treaba, nu știu, era o chestie. Apare că nu mă afectează cu nimic. În fin. Hai să dăm bombe, da? Deci, pam, 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 pam. Multe bombe, multe, multe, peste tot. Peste tot. Vedem. Bombe, bombe, peste tot. Peste tot bombe. Deci să mai puțin mai încet treaba. Aici, peste. Okay, da. Vedeți că o să reușim și o să iasă frumos. Ok, avem un mimic. Oh, shit. Fugi. Ok, avem... Acesta este un mimic. Ice mimic. Să dacă ce poate să-mi dăm ice mimic. Mimicul. Vedeți că vedem că se mișcă. Dacă noi îl atacăm. LOL, cât damage poate să dea. Oh shit, oh fuck, putea să dea ceva bun acest mimic, nu e pe una că... Oh. Să supăra pe mine. Ok, hai că era vin, că n-am jucat acolo. Da, uitați. Și acum, da, planăm. Și da, prinde o viteză extrem de mare, 38. Nici când mergem în spate, nu prindem viteza asta. Mergem la planaș. Ha? 38, ba da. Atunci când spuram, mi se pare că prind o viteză mai mare. 45-1, vedeți ce vă spun? Atunci cădem mai mare viteză. Hai că am ajuns cu voi așa. Bun, cam pe aici am. Ușor. Bun. Hai să ne ocupăm iar. Dacă am murit, mergem iar în jos oricum. Punem două. Punem și aici una. Mai punem și aici. Vreau să... util într-un fel. Și punem și aici una. Bun. Da, avem un hook nou. Ne-a picat de la un mimic. Dual, nu știu cum, dual hook. Parcă se nu știu cum. Un nume basic, ăsta nu... Deci știe ce e un nume. Ok, pe aici punem două. Uite, una pe aici. Una aici. Punem încă două pe aici. Punem încă una aici. Să mai punem încă unul aici, încă unul aici. Au, oh, shit, m-a așteptat să băguie pe undeva, dar nu știam pe unde. Ok,
pune și pe aici. Ok, punem pe aici. Pe aici. Punem încă bam, bam. Bum. Măi, hai că revin eu imediat când fac o formă. Auzi, și cam așa se sparge gheață. Gheață, cum știți. Nu știu cum se pare vouă, dar mie mi se pare foarte satisfying. Wow. Bine, cred că aici. Ok. Să trească să stau. Ok. Da, aici oricum o să mă descurc. Oh, aparent, aici era un chest. Ok. Da, nici bun. Bun. Păi, hai să vă arăt dacă tot am aprisionat pe chestul ăla. Hai să vă ce-am făcut și unde m-am oprit eu, pentru că cam asta facem. Cam asta am făcut. Puteți să vă uitați pe minimapă de 8. O să vedeți tot ce vă interesează. Da, cam asta e făcut. Bun. Și vreau să încep, cred că, de aici. A? Ceva de genul. Să fac, uite, așa. Deci voi face un drum. Nu știu dacă la nivelul ăsta nu sunt sigur. Dar, ops. Ceva de genul va fi. Bun, deci așa. Bun. Așa aici. Hai să ne putem să îl agățăm noi aici. Bun. Hai să punem niște torțe pentru că nu are lumina. Am trebuit să avem și lumina. Așa, se poate împăștia repede. Bun. Hai să punem și partea asta, ca să știu că am trenat. Într-un fel am trenat, pentru că nu am trenat încă, mai avem mult de lucrat. Ok. Avem treaba cu, de știa, să fie o fermă. Nu neapărat de chestii de gheață, înțelegeți? Pentru că ferma aia de gheață cred că o să fac mai jos. Mai jos, dar am să fac ceva de gen. Să fac ferme de astea aproape peste tot. E peste tot. E în fiecare pământ care ne interesează. Și hai să... Deci trebuie să mă răpășe în primul rând. Pe toți. Bun. Ok. Deci aici e pus. Acolo e pus. Peste tot e pus. Să facem și un mic tur așa. Înălțimea este normală. Într-un fel. Ne? Așa, și cam asta ar veni momentan, da? Bun. Cam chestiile astea se spawnează, câte văd eu, momentan, dar o să vedeți că să fie alte treburi aici. Ok, vreau să aleg jumate. Deci jumate e foarte important. Ok, e ca aici, nu? Cum vine. Ok, deci a venit, ok, deci punctul ăsta e bun, dacă vine și de acolo mob. Deci... Vreau să vină de peste tot mobi. E important, foarte important chestia asta, dacă nu, va trebui să o lărgesc mai mare. Bine, acum e logic, o să vină, facem așa direct. Oh, nu. Dar tot timpul facem. Uite așa. Și bam, 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 spamăm eu. Bun, și aici, stai să mă rompă ăștia iar. Hai să luăm. Să nu știu. Deci, aici, da? Asta unde, dacă se spawnează în parter, punem un semn, gen. Ok, se spawnează în partea, să punem un semn aici. Ok, dacă se spawnează și în partea aia, am găsit loc. Deci, partea să se spawnează. Dacă acum a fost plecat. E prea aproape. Cred că e prea aproape. Da, practic ăsta e în mijloc, într-o fel. Asta e dacă spawnez în partea stângă. Hop, da, ok, se spawnez. Bun. Hai să facem fermata. Oricum, cred că o să o măresc eu. Într-un fel sau altul. Deci, facem fermata. Punem așa. Hai să ne ocupăm de ăștia.
moreți ăștia. Nu știu. Bun. Deci ceva de genul. Și facem uite așa. Facem bam 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 bam. Facem un scar cum ar veni. Scara spre iad va fi pentru ei. Muhaha. Bun, și punem așa. Să se duc să mă pe ei. Bun. Stupăm ca să nu avem treabă. Stai puțin, să ne ocupăm de ei, n-am ce doar ce trebuie să ne ocupăm de ei. Bun. Da, și în partea asta, așa. Oh, fuck. Așa. Și acum, hai să vedem, deci punem așa, o vezi, nu poate să sară. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, shit, mamă, cât a sărit asta. E ok, eu cum o să pice tot aici. Bun. Așa, și aici mă duc în jos, da? Deci aici știu eu să o fac. Punem așa, lăsăm una așa. Și continuăm așa. Bun, băieți, am revenit de aici, frumos, și practic ne pregătim pe data de chestia acolo să fie bine sau fie rău. Doar că acest la mine lasă. Come on, și niște. Bun, ok. Deci, recapitulăm, nu cred că e nevoie. Să recapitulăm pentru că cred că v-ați prins ceea ce. Nu cred că e ceva, cine știe ce greu. Deci o să facem așa, nu, vreau în jos, vreau în jos, vreau în jos, vreau în jos, așa. Aici mai jos, bun. Va trebui să notați astea, să încest aici. Și va trebui să punem send. Bun, bun, bun. Și va trebui poate să te ucidem. Ucidem, am zis, bun. Așa, punem, deci punem asta ce aici, nu? Așa, și avem nevoie de chestia asta, m-am spus eu de ea. Va trebui să-ți iau în mână și va dăm click dreapta. Bun, și punem așa. Punem de asta roșu, da? Deci, și pam. Bun. Așa, bun. Da, și mergem ușor în partea asta. Mergem ușor. Nu va consuma foarte multe. Da, să sperăm că ne ajunge. Sincer, aș vrea să mi ajungă. Bun. Bagă pe așa. Bun. Bag acum pe așa. De fapt. De așa să mergi pe asta. Aici. Și pam. Așa și facem așa. Tot la fel. Băgăm iar pe pământ. Și să vedeți imediat de ce. Facem chestia asta. Oh, shit. Bun. Punem așa. Bă, da, sară și nu glumă. Va trebui să oprim aici, pentru că vedeți câte slime-uri se spanează. Spanează unde nu trebuie. Bun. Va trebui să punem două din de astea. Așa, una acolo. Acolo. Avance mai. Văz. Ok. Și nu va trebui și un golem de din dărâsta. De din dărâsta. Bun. Și unul din de din dărâsta. Ok, hai să vedem că se spunează golemul ăla. Mi se pare că va trebui să punem ceva deja noi. Ca se spawneze, deci hai să mergem să vedem dacă spawnează. Ok, se spawnează, perfect, perfect merge. Spun și partea asta aici, la fel. Bun. E un mimic? Ah, nu, e un mimic, parcă am crezut că e un mimic. What? Consum ăla. Mai drop. Holy shit. Uite.
Oh, shit, ok, ne-am curat. Oricum, în terasă, plecăm cumva acolo. Dar văd că nu merge și cum vreau eu. Da, nu știu asta. Drop value shiny when smash. Deci îmi dă ceva când se spar, nu știu să spargem. Doar că nu ne trebuie, hai să vedem cât timp facem. Ok, 20 minute, e ok. Nu ne trebuie o gâlată, o gâlată, materiale, n-avem, ok. Ne aici vom face în altă gâlată. Bam, hai să vedem, gâlată, 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 unde gâlată? Poate aici gâlată. Bun, și ne trebuie lavă. Ne trebuie lavă. Și mergem jos. Luăm lavă. Bun, și vreau să lăsăm și pe ăsta aici, nu? Mergem, uite aici. Bam. Oh, lol. Oh, lol. Lol. Ok, mie place, mi place, bun. Mi se pare util. Bun. Repede, repede, așa. Bun. Și... Azi mergem să luăm o gratuit lava. Una singură, mi se ne note. Mi-a trebuit 5, mi-a trebuit doar una. Adică asta. Bun, mergem acasă. Asta e și un quick start al vor să fie, că avem prea mult. Bun. Asta aruncăm câteva chestii. Sau... Bun. Va trebui să facem... Ne va trebui niște gheață, dar oricum. Da, o să ne folosim de gheață acolo. Imediat. Revin că nu știu acolo. Bun, deci acum punem bam, asta e de la aici și acum ar trebui, da, exact. Ei când vin, mor. Bun. Asta e punem aici niște chestii. Mai multe. Așa. Și lasă așa. Nu știu, formă. Facem o formă așa. Bun. Uite, mai punem încă una aici și încă una aici. Să fie acolo. Bun. Și punem asta pe jos. Asta în caz că nu știți. Asta punem pe jos. Avem Grace Monster Right Spawn. Ok. Punem și asta aici. Ma. Exact. Să stăm afeca. Și să vedem cum pin foarte, foarte mulți mobi. Nu? Ar trebui. Am făcut ceva greșit. Credeam un singur loc am făcut greșit. A, da, obține bani în continuu asta. E o chestie. Bun, dar ei și-au damage. Sincer, cred că am făcut o chestie greșită. La chestiile astea, nu cred că avem nevoie noi de ele. Ia să mergem acasă. Facem o altă chestie. Bun, mergem acolo. Și noi dacă mergem... Vezi, sunt... Oh, shit. Bun, nu m-a zis cum a sunat. Ok, hai să vedem. Deci, chestia asta, when a player step on it, e pentru player, dar nu e pentru mob. Active and break when a player step. Orange. Active when anything but player step on. Trigger asta, bine, nu. Nu? Player. Să luăm asta, o yellow pleasure plate. Cred că asta avea nevoie. Hai să mergem, să vedem. Bun, da, cred că asta a fost ce ne trebuia nouă. Da, cred că asta e ce ne trebuia nouă. Aparent am ne-a picat Amarok. Amarok este mult mai bun decât format C, doar că văd că ne-a picat și Enchanted. Este bine. Deci, pam și pam. Avem Amarok, hâțâi jungle. Avem un nou. Yo-yo. Bun, și prin și bani aici, băiți. Deci, o să vină în continuu. Nu știu ce nu merge chestia aia. Chiar nu știu. Ce să mai văd eu, poate ce niște greșesc eu cumva, poate. Hmm?
Da, să mă astăm puțin pe aici. Na, uite, vedeți, n-ai mula, sap. Aia, da, am murit în, până la urmă. Da, deci putem să stăm aici, AFK. În fapt, zic că chestia asta, ce a făcut noi aici, va trebui să facem cam peste tot. Mai ales în Biom, unde este Hallout. Acolo, neapărat. Bun. Păi, asta ce și un screenshot, dacă toți am ajuns până aici. Facem un screenshot. Deci, pam. Și pam. Să scoatem așa. Take. Bun. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați să strângem nu știu câte like vă doriți voi, să vă abonați ca să ne-ați deja. Eu am fost în Real Byte, v-am pa, pa.